Parohia Sfântul Har al Ambiei din Constanța și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, credincioșii constanțeni au participat în număr foarte mare. Comunitatea de la malul Mării Negre a avut în zi de hram oaspeți de seamă din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, au fost întâmpinați la intrarea în oraș de credincioși care au mers apoi în procesiune până la Biserica Sfântul Har al Ambiei. Sfânta liturghie a fost oficiată de cei doi ierarhi în altarul de vară al parohiei. Chiriarhul locului a vorbit credincioșilor despre Sfântul Sfințit Mucenic Har al Ambiei. El este omenit și de cei ce au gospodării, pentru că mijlocirea sa aduce vindecare oamenilor, dar și animalelor, astfel încât o bucurie mare este că avem și aici în Constanța o biserică închinată Sfântului Har al Ambiei, mare mijlocitor, ajutător și folositor tuturor credincioșilor. Fiind un apropiat al constanțenilor, înalt preasfințitul Părinte Naum răspunde cu bucurie invitației acestora de fiecare dată când este chemat. Много ерархи на Българската православна църква вземат участие в тържествата на сестрата Румба. Foarte mulți ierarhi bulgari au luat întotdeauna parte la sărbătorile importante din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Fiecare vizită, fiecare sujire împreună demonstrează încă o dată apropierea aceasta sufletească între cele două biserici ortodoxe, suror română și bulgară, precum și cele două popoare ortodoxe, vecine și prietene. La fel ca și în România și la noi, fiecare împreună slujim și ținem împreună sărbătorile tuturor sfinților, așa cum se întâmplă și astăzi la sărbătoarea Sfântului Har al Ambiei din Constanța. Ne pocităm și astăzi în lițeul Sfântului Har al Ambiei. Cu ocazia hramului, încă de săptămâna trecută, credincioșii din Constanța au avut bucuria să primească în mijlocul lor icoana Maicii Domnului Grabnic, ascultătoarea din orașul Ananiev, Ucraina, adusă de o delegație de preoți ucrainieni. În această perioadă a fost foarte multă lume, s-a închinat la icoana Maicii Domnului Grabnic, ascultătoare, și au înălțat rugăciuni în fața icoanei pentru ca Maica Domnului să mijlocească în fața lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să le asculte rugăciunile, ținând cont de frigul care a fost afară. Vedem că Maica Domnului este iubită de credincioșii constanțeni și ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să le îndeplinească toate bunele dorințe ale lor. Icoana Maicii Domnului Grabnic, ascultătoarea, va sta spre închinare la Biserica Sfântul Har al Ambiei până duminică.